Melinda ura să iasă noaptea. Făcea tot posibilul să evite asta, ieșind numai pentru drumuri scurte, la magazin când era nevoie. Urma să fie cea mai lungă călătorie din viața ei în această seară fără lună, cu puține stele, nori care se învârteau deasupra ei și kilometri de pădure de ambele părți. Era vina tatălui ei. Nu-l mai văzuse și nu-i mai vorbise de 15 ani. Însă seara, telefonul i-a sunat, iar la celălalt capăt era vocea lui. Am nevoie de tine, Milly. Te rog, vino acum. Atât a spus și a închis. Bătrânul era probabil beat. Nu mai sunase de mult, de când Melinda era copil, iar el încă încerca să o convingă pe mama ei să-l primească înapoi. Se simțea ca într-un vis să-i audă din nou vocea după toți acești ani. Părea că plângea. Vocea lui suna la fel ca ultima oară când o auzise. Melinda s-a îmbrăcat și s-a urcat în mașină. La jumătatea drumului până la vechea lor casă, și-a dat seama că nu avea de unde să știe dacă el mai locuia acolo. Ultima dată când a auzit de la mama ei despre el a fost acum 7 ani. După atâția ani, tatăl ei o sunase noaptea, cerându-i să vină la el, din motive pe care nici măcar nu le simțea suficient de importante, pentru a-i le spune la telefon și se aștepta și să știe unde locuiește. De furie, Melinda întoarse mașina în direcția din care venise. Era atât de nervoasă încât nici măcar nu se uita încotro se îndrepta. Următorul lucru pe care îl află e că mergea pe o porțiune de drum singuratic. Mașinile erau rare, era 2:27. Conducea de mai bine de 5 ore de la ieșirea din casă, noaptea. La fiecare 5 minute își verifica telefonul mobil. Își dăduse seama că se pierduse. S-a gândit să se oprească și să semnalizeze următoarea mașină care trecea, însă și-a dat seama repede de inutilitatea planului. La fel ca ea, orice om de pe acest drum nu ar fi avut semnal. Trebuia să conducă până vedea o casă. Se simțea rău că urma să trezească pe cineva, dar nu avea de ales. Trebuia să-și găsească drumul înapoi, la autostrada principală. Momentan, tot ce vedea de ambele părți erau copaci. Kilometri după kilometri de copaci. Nici o lumină care strălucea printre ramuri. Niciun semn că cineva mai fusese vreodată aici, cu excepția faptului că exista un drum. Nu existau nici măcar semne rutiere. În mijlocul disperării, farurile ei au luminat ceva chiar sus pe drum. Un semn pătrat din lemn, realizat evident de altcineva decât guvernul. A încetinit și a citit. Casa bunicii Royce. Vino să stai noaptea la bunica. Va avea mare grijă de tine. Prețuri mici, ieșirea următoare. Inima îi se acceleră. Cu siguranță nu era interesată să petreacă o noapte la bunica Royce, dar fiecare afacere avea un telefon sau măcar o hartă. A decis că va opri acolo. Aproape a ratat intrarea. Casa bunicii Royce era îngropată în partea din spate a unei poteci lungi de pământ, retrasă în mijlocul pădurii. Melinda s-a oprit. Casa avea 2 etaje și părea să aibă aproximativ 80 camere. S-a apropiat și a căutat un semn cu denumirea. Nimic. Se întreba dacă nu ajunsese într-un loc greșit, dar era sigură că nu văzuse alte ieșiri între această casă și semnul care o anunța. Și-a scos din nou telefonul. Încă nu era semnal. A coborât din mașină și s-a îndreptat spre veranda din față. În timp ce se întoarse pentru a se asigura că luminile clipesc atunci când a apăsat butonul de blocare a mașinii,
a văzut o mișcare fulgerătoare printre copaci. Ceva ca un om. S-a oprit și a privit din nou. Nimic. S-a gândit că și-a imaginat. Apropiindu-se de casă cu prudență, a deschis ușa. A văzut un hol mic, dar decorat cu gust, și a răsuflat ușurată. Un birou ciudat cu o listă de oaspeți și niște reviste era așezat în colțul din dreapta, iar lângă el câteva scaune. Nu exista computer. Casa părea dintr-o epocă trecută. Poate că bătrânei bunici Royce nu-i plăcea tehnologia modernă. Cu toate acestea, exista un mic clopot pe birou, ca în vremurile trecute. A ridicat clopotul și l-a scuturat. O vreme nu s-a întâmplat nimic. Apoi a văzut o lumină aprinzându-se în camera din spate și umbra unei bătrâne a răsărit pe perete. Umbra s-a îndreptat spre ea și în câteva secunde a văzut-o pe stăpâna casei, bunica Royce, care arăta ca o bunică din povești. Doamne, spuse ea, bună dimineața! Iartă-mi întârzierea, dar a trecut ceva timp de când am primit un oaspete. Cum te numești, dragă? Sunt pierdută. Aș vrea doar să folosesc telefonul dacă aș putea, sau dacă aveți o hartă, chiar și asta ar fi minunat. Stau doar la câteva ore de aici, însă nu găsesc drumul. Îmi pare rău, zise bătrâna cu tristețe, dar liniile telefonice sunt nefuncționale. În ceea ce privește o hartă, ei bine, aveam una pe aici pe undeva, însă probabil că este deja depășită. Inima Melindei s-a scufundat. Nu avea semnal, nu găsise telefon fix și nici hartă. Ce putea face? Trebuia să se întoarcă acasă. Urma să lucreze mâine la 8 dimineața. I-a spus bunicii Royce numele orașului ei, dar bunicuța a spus că nu auzi niciodată de el. Îmi pare rău, nu aș putea spune în ce direcție este. De ce nu stai peste noapte? Nu te-aș sfătui să încerci să te întorci acasă în noapte, a spus bunica Royce. E 3 dimineața și nu ai dormit. Nu, îmi pare rău, chiar trebuie să plec. Mă voi îndrepta în cealaltă direcție până voi găsi drumul pe care eram. Expresia bunicii Royce s-a transformat într-una de frică. Făcu o pauză privind-o pe Melinda de parcă ar fi vrut să spună altceva care să o țină în casă. În cele din urmă a spus fără tragere de inimă: bine, dragă, dacă ești sigură, doar fii atentă și nu vorbi cu nimeni până nu te întorci pe drum. Melinda i-a mulțumit bunicii Royce pentru amabilitatea ei și s-a întors spre mașină. Toate anvelopele îi fusese sparte. Fir ar să fie. Se aplecă și văzu semne lungi de tăieturi pe fiecare anvelopă. Trebuie să fi fost niște copii din zonă, se gândi ea sombru. Chiar nu aveau ceva mai bun de făcut. S-a oprit și s-a gândit o clipă. Nu avea cum să plece nicăieri în noaptea asta. Trebuia să rămână aici până dimineață, când spera că va reveni rețeaua și va putea să sune pe cineva de la serviciu să-i ceară să vină după ea. Oftă și se întoarse în casă. Bunica Royce stinsese deja luminele. Melinda a sunat din nou micul clopoțel. Totu' ești domnișoară, a strigat bunica Royce. Da, sunt tot eu, răspunse ea. Îmi pare rău că vă deranjez. Numele meu este Melinda Orton. Nu am menționat anterior. Voi lua o cameră pentru noaptea asta, dacă oferta este încă valabilă. Bineînțeles că este, dragă, spuse bunica Royce. Am să-ți aduc o cheie, este chiar ultima cameră liberă. Mai sunt și alții aici? Era surprinzător. Nici o mașină nu era parcată în față. O, da, domnișoară Melinda, domnul Norris, tânărul Calvin, suntem câțiva aici. Doar din curiozitate, ce te-a făcut să te răzgândești? Părea să se însenineze, ca și cum ar fi fost ușurată că Melinda rămânea la urma urmei. Mi-am găsit cauciucurile tăiate.
Bunica se opri brusc, cu fața plină de îngrijorare. Apoi a reluat discuția, de parcă nimic nu ar fi fost în regulă. Presupun că nu e nimic de făcut în cazul ăsta, spuse ea. A condus-o pe Melinda pe scara întunecată, într-un hol gol și liniștit. Sau poate nu atât de liniștit, căci de la un capăt al sălii se auzi sunetul înăbușit al plângerii cuiva. Părea că plânsul era ceva cu care era obișnuită această persoană, dar tot nu putea să se oprească. Cine este? A întrebat ea, arătând în direcția din care venea sunetul. O, nu băga în seamă, draga mea, spuse bunica. Este doar domnul Norris. E bătrân, înțelegi, nu e în toate mințile. Melinda se întreba cum ar fi putut ajunge un bărbat bătrân și nebun la o casă de oaspeți. E aici de mult? A întrebat ea. E de o vreme, nu mi-amintesc de cât timp exact. Bunica deschise camera spre care o condusese pe Melinda. Aprinzând lumina, i-a arătat Melindei cămăruța ciudată. Părea că pășește în trecut. Se gândea la cameră și la întregul loc, fără wireless, fără computer, acel vechi clopot, decorul. Acest gând a fost întrerupt în timp ce bunica a pus cheia pe noptieră și a început cu instrucțiuni. Baia este pe coridorul de acolo. O vei împărți cu întregul etaj. În fiecare dimineață, după ora 6, se începe micul dejun, dar coboară oricând ești gata și voi pregăti ceva pentru tine. Și un ultim lucru, draga mea. Te-aș sfătui cu tărie să nu părăsești casa până la răsărit. Nu știi niciodată ce s-ar putea întâmpla în întuneric. După câteva clipe, Melinda a rămas singură. Se așeză pe pat și se uită pe fereastră. Mașina ei stătea încă acolo unde o lăsase. Singurul lucru din zonă care părea să facă parte din lumea ei. Simțea o lipsă de dorință de a se ridica și de a opri lumina. Cumva, gândul de a dormi în această cămăruță înapoiată părea de neconceput. Deci, în schimb, a continuat să stea și să se uite pe fereastră. O siluetă în negru s-a desprins din umbrele copacilor și și-a croit drum spre mașina ei. Ce naiba? A sărit și s-a apropiat de fereastră. Silueta era înaltă și părea să poarte o mantie din noapte. A văzut cum brațul îi se întindea. În mână avea un pumnal lung și zimțat. L-a trecut pe partea laterală a mașinii, lăsând un semn lung în vopsea și metal. Hei! A strigat ea. Figura continua să zgârie cu pumnalul. Hei! A urlat ea din nou. De data aceasta, silueta și-a ridicat capul spre Melinda. Și-a ridicat pumnalul încet, hotărât, și l-a îndreptat direct spre fața ei. Melinda a sărit de la fereastră și a fugit spre ușă. S-a dus înapoi în zona recepției. A pășit în direcția luminii care venea din bucătărie. A continuat să meargă așteptându-se să o găsească pe bunicuța Royce. Bunica stătea de vorbă cu un tânăr de vreo 20 de ani, care arăta de parcă era pregătit să vândă ziare la un colț de stradă în anii 30. Sorbeau liniștiți ceai și vorbeau. Niciunul dintre ei nu o observase încă pe Melinda. Hei, spuse ea. Pot să te ajut, Melinda? A întrebat bunica Royce, tresărind. E ceva în neregulă cu camera ta? Nu, spuse ea. Camera este în regulă, dar nimic altceva nu este. Ce casă de oaspeți este asta? De ce nu este nicio mașină afară, deși camerele sunt pline de oameni? De ce plânge domnul Norris? Cine e bărbatul de afară? Tânărul l-a întrerupt-o. Doamne, e aici de câteva ore și deja vede. De ce ai lăsat-o să intre, bunicuță? De ce nu închizi ușa? La naiba, dacă aș putea să dau jos acel semn. A urmat o pauză lungă în cameră. Urmărindu-i, Melinda a observat o tăietură roșie la gâtul tânărului, pe jumătate ascunsă de guler. Arăta ca o rană proaspătă.
El rupse tăcerea până la urmă. O privi direct în față și îi spuse: motivul pentru care nu sunt mașini afară este că pe vremea când noi am ajuns aici, nimeni nu deținea o mașină. Era doar un vis imposibil. Ce? Despre ce vorbești? Întrebă ea ezitant. Am ajuns aici în 1929. Melinda a rămas nemișcată. Nu știa ce să creadă. Locul acesta era nou pe atunci, spuse bunica. Eu și bărbatul meu tocmai îl deschisesem. Și tânărul domn Calvin era un băiat de 16 ani. M-am oferit să-l iau ca angajat. După un an, domnul Roy s-a murit. Calvin și cu mine suntem aici de atunci. Și la fiecare câțiva ani, cineva ni se alătură. Da, a aprobat Calvin. Domnișoara Tilly a fost prima. Era o femeie cu reputație proastă care a fugit aici, însărcinată și speriată de faptul că bărbatul care o adusese în această stare urma să o ucidă. Și apoi a fost domnul Standish. El era un ministru care călătorea. Domnul Norris a ajuns aici în 69. Povestea lui este probabil cea mai rea. Jefuia bănci, purta pistol, cumva a ajuns aici. A încercat să plece singur, vezi tu, nu este primul. Și eu am încercat. L-am avertizat să nu plece, dar nu a ascultat. Iar când a ieșit afară, l-a întâlnit. Calvin, strigă bunicuța, nu vorbim despre asta. Trebuie să știe, spuse Calvin. Nu are rost să afle pe propria piele. Există încă o șansă pentru ea, spuse bunica în șoaptă. Trebuie numai să aștepte până dimineață. Nu va aștepta până dimineață, spuse Calvin cu oarecare remușcare în voce. Nimeni nu așteaptă până dimineață. În plus, la ce bun să aștepte? Mașina ei este inutilă. Nu avem telefoane aici, știi asta. Opriți-vă, strigă Melinda. Este suficient. Nu mă puteți ține prizonier aici și nu am intenția să mai stau. Numai maniacul ăla de afară mă împiedică să ies în clipa asta. Vreau să știu ce se întâmplă. Dar nu încercăm să te ținem prizonieră, zise Calvin. Nici măcar nu-mi pasă dacă ieși pe ușă chiar acum. Dar nu vei mai părăsi niciodată casa asta apoi. Ascultă, copilul, spuse bunica, ridicându-se de la masă. Ascultă, te rog. Niciunul dintre noi nu vrea să-ți facă rău, draga mea. Suntem blocați aici toți. Speram că vei avea o șansă dimineață. Dar Calvin are dreptate. Nu există nicio garanție că vei fi în siguranță mâine. Ce naiba nu este în regulă în acest loc, strigă iarăși Melinda. Începea să cedeze. Simțea lacrimile curgându-i din ochi. Trecuse aproximativ o lună după ce domnul Roy s-a murit, a început Calvin să explice. Când a venit, purta halatul acela lung și negru și pumnalul. L-am văzut când tundeam iarba în spate. I-am spus că trebuie să plece de aici, pentru că nu-mi plăcea. El s-a mișcat atât de repede, încât nici nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat. M-a luat de aici până aici. Calvin și-a atins gâtul. A început să-și desfacă cămașa, arătând continuarea rănii care se întindea până la abdomen. Melinda aproape că vârsa. Tăietura era lungă, urâtă și din ea încă curgea sânge. Îi putea vedea oasele, mușchii și intestinele zvârcolindu-se în acea ruină. Am murit în noaptea aceea, a spus Calvin. Următorul lucru pe care îl știu este că am fost târât în casa de bunica și când m-am trezit, aproape că am speriat-o de moarte. Era sigură că murisem, dar eram treaz. Puteam vorbi, merge, puteam face orice făceam în viață. Ei bine, cu excepție, nu pot simți plăcerea din băutură sau hrană. Mai beau ceai,
îmi împiedică pielea să devină cenușie. Am aflat asta acum aproximativ 50 de ani. Eu am ieșit să mă ocup de ucigașul cu toporul, spuse bunica. De aici înțelegi ce s-a întâmplat. Nu-ți voi arăta rana. Nici Calvin nu ar fi trebuit să ți-o arate. Nimeni nu ar trebui să vadă lucrurile astea. Melinda era gata să se descompună. Trebuia să plece de aici, cumva. Nimic nu era corect, nimic nu părea real. Totul părea un vis, prea mult nu avea sens. Visa. Asta trebuia să fie. Dar dacă asta era, avea să supraviețuiască acestui vis. Se întoarse și fugi spre scări. Geanta ei era încă în cameră, urma să o ia și să plece. Vocile protestante au început să gâlgâie în spatele ei, dar ei nu-i păsa. Domnul Norris aștepta în capătul scărilor. Contrar descrierii bunicii Royce, nu era bătrân, nu avea mai mult de 40 de ani. Dar ce a văzut a înspăimântat-o. Jumătatea superioară a capului domnului Norris părea normală, cu părul întunecat, piperat cu gri pe aici pe acolo. Ochii lui, de un verde limpede, erau umezi de lacrimi proaspete. Jumătatea inferioară a feței lui, însă, era o ruină de fragmente osoase, mușchi și sânge. Atât de mult sânge. Partea stângă a corpului fusese distrusă. Brațul îi atârna în câteva fire de mușchi. Se îndrepta spre ea. În spatele lui stătea o tânără femeie. Stomacul îi era tăiat, iar în rană, cu ochi strălucitori și inteligenți, erau rămășițele unui bebeluș. Melinda se întoarse spre ușa din față. Mâna ei apăsă clanța ușii, când Calvin se repezi spre ea, punându-i mâna rece și înghețată peste a ei. Noi nu-ți vom face rău, spuse el repede, dar el o va face. Dacă ieși pentru o clipă, te va ucide și va continua să doară pentru totdeauna. Plângând, Melinda a pus întrebarea pe care îi fusese frică să o pună de când venise. Cine este el? Nu știm, spuse bunica din spatele lui Calvin. El doar a venit aici și nu mai pleacă. Îi place să ne urmărească. De îndată ce cineva iese, îi face și mai mult rău. Dar de oricât de multe ori ne omoară, nu murim. Crede-mă când spun, ne dorim cu toții să putem. Melinda se săturase, deschise ușa, el stătea pe verandă. Avea pumnalul ridicat chiar la nivelul feței. Melinda a intrat direct în el, pumnalul străpungându-i ochiul drept, vârful lui trecând dincolo de cealaltă parte. Melinda a reușit doar să vadă chipul diabolic al ucigașului, cu un rânjet alb pur, înainte ca totul să se negrească. Câteva ore mai târziu, casa a izbucnit cu țipete de la etaj, în timp ce Melinda s-a trezit într-o lume de dureri pe care nu o cunoscuse niciodată.